Și pentru că la o aniversare toată lumea vine cu urări și mesaje de felicitare, cadourile noastre sunt și ele în imagini și conțin cuvinte frumoase. Să-l ascultăm acum pe scriitorul Iurie Colesnic, acest arheolog al istoriei neștiute dintr-o Basarabie necunoscută. Dădea energie de la ora 7 până la ora 10 și în acest interval reușeam să privim emisiunile de atunci ale Moldovei 1. Era o televiziune care am văzut în debutul Mariei Bieșu, o televiziune în care am văzut cum a evoluat la început Nicolae Sulac, cum a evoluat Sergei Lunchevici și multe alte personalități care au făcut epocă mai târziu. Era o televiziune care promova cultura și era acea televiziune care încerca să apropie omul de om, să descopere omul din om. Vreau să spun că și în anul 89, un an foarte greu, foarte delicat, Moldova 1 a fost aproape. Raportul acestei post de televiziune este unul foarte mare la dezvăluirea trecutului sau petrelor albi din istoria noastră. Moldova 1 a fost o călăuză a culturii. Este o călăuză culturii și ar vrea ca să rămână o călăuză culturii, pentru că doar mergând de la om la om, mergând spre om și descoperind omul, o televiziune rămâne în conștiința unei națiuni. Moldova 1 este televiziunea mea de suflet. Este prima mea televiziune. Domnul Colesnic, vă mulțumim frumos pentru aceste cuvinte spuse din inimă. Și acum, dragii noștri colegi, doamna Manole, domnul Josanu, cred că v-ați împrospătat memoria și v-au revenit în minte atâtea amintiri frumoase, atâția oameni, atâtea evenimente și emoții pe care le-ați trăit aici, alături de ceilalți colegi ai noștri de la Moldova 1. Și eu totuși cred că locul vostru este în studioul de știri. Ne trimite în apele noastre. Dacă acceptați provocarea, atunci mergeți pe mâna colegilor noștri de la Mesager și s-ar putea la ora 21 să fiți din nou pe sticlă. Ce zici? Nu avem încotro, o altă soluție nu există. Acceptăm atunci. Acceptăm. Să știți că și spectatorii noștri vă încurajează. Nu-i așa? Vă mulțumim. Sperăm că nu v-am concurat. Am încercat să ne pliem pe eveniment. Sincer, dacă altădată aș fi visat la aceste momente, astăzi stăm în același studio. Și alături de oamenii pe care îi admiram de acasă, de pe când eram copil, și visam să fiu în locul domniilor voastre. Vă mulțumim din suflet, ne reîntâlnim cu dumneavoastră în jurul orelor 21. Și noi vă mulțumim. La mulți ani, Moldova 1! La mulți ani, televiziune! Vă mulțumim din suflet! Iar noi avem o surpriză extraordinară. Oameni buni, avem un apel telefonic drag și scump. Este drag fiindcă cu imaginea acestei interprete am crescut de mic copil. Mereu așteptam să o văd din nou la televizor și este scump fiindcă de mult nu prea am mai văzut-o pe ecranul Moldova 1. În legătură telefonică cu noi este distinsa doamnă artista poporului Nadejda Cepraga. Bună seara, stimată doamnă! Bună seara! Sunteți în emisie directă și vă aude o țară întreagă. Să zic întâi, dumă în țara duinilor. Bună seara, dragi teleradio spectatori, și bună seara vouă, colegilor de breafă și toată conducerea. Eu vă mulțumesc foarte frumos posibilitatea de a fi alături de voi în această zi atât de importantă pentru noi toți. Și vreau să felicit întreg colectivul și sunt mândră și recunoscătoare că am primit o școală în viață iritabilă, pentru că mă face să fiu totdeauna disciplinată și pregătită ca la examene. Chiar acum mă aflu la televiziune centrală din Rusia, la canalul OAT. Ei pregătesc un program consacrat zilei de 9 mai și voi cânta cântecul Smugleanca. Și am venit aici cu vreo 3 ore mai înainte decât trebuia, că așa sunt învățată. Doamnă Cepraga, vrem să vă întrebăm dacă vă mai amintiți care a fost prima piesă cu care ați ieșit la ecran la Moldova 1. Dar nu înainte să vă spunem că, să vă spun mai întâi de toate că în aceste clipe avem imagini cu dumneavoastră, imagini înregistrate aici la Moldova 1. Toată lumea vă vede și vă aude. Și acum de până mă amintiri. Spuneți, vă amintiți de prima emisie televizată la care ați fost? Prima emisiune?
dar filmul cât a fost nota veselă. Dar în cele 300 de piese care le am în repertoriu, e clar că toate sunt primele. Având în vedere cât cu la moartea mea care l-a ascultat acum, și o sumedenie de cântece care fără ele eu nu există în genere. Dar ori cântec n-ar fi, totdeauna mi-amintesc de iarba care o păsăm din acasă, de gâtul acela de aer care eu, anume de la oamenii mei spun. Eu totdeauna fiind aici, eu cu mâna cu pulsul Moldovei, cum ar fi? Și vă mulțumim mult, doamnă Cepragă, pentru acest lucru. Vă așteptăm cu nerăbdare să reveniți și în țară, dar, să vă vedem dar și dar eu vă doresc putere, vă doresc optimism, vă doresc mari succes în lucru. În lucru vostru atât de sfânt, care îl faceți pentru oamenii, care mereu ne așteaptă cu vieți bune și cu cântice frumoase. Mulțumim foarte mult, să știți că acest studio vă așteaptă. Suntem aici pentru dumneavoastră. Mulțumim și dumneavoastră mulți ani. Alături de noi a fost Nadejda Cepragă. La revedere. Mulțumim și acum aș vrea să mai chemăm alături de noi niște oaspeți dragi, oameni care întotdeauna au ce să ne spună, iar noi trebuie să ținem cont și de părerea lor. Vreau să o invit pe Aurelia Peru alături de noi. Este președintele Consiliului de Observatori a companiei Teleradio Moldova, dar dincolo de asta este omul care tot și-a făcut un nume aici la Moldova 1 și știu că privește și critic, dar în același timp știe foarte bine ce se întâmplă în interior. Bună ce seara. Figură vă trec, doamnă? Bună seara! Mare. Bună seara, doamnelor și domnilor. Am o deosebită onoare să particip la acest eveniment. Un eveniment care este cu adevărat istoric, cu adevărat super emotiv și simbolic deopotrivă. 55 de ani ai televiziunii. Mulțumesc. 55 de ani ai televiziunii sunt, de fapt, mai bine de jumătate de secol din destinul acestui popor. Jumătate de secol de victorii și decepții, decepții și victorii trăite împreună. Deși recunosc deseori pe aceeași baricadă, iar uneori regret pe baricade diferite. De aceea o să reiterez mesajul meu de felicitare către televiziunea publică să aibă norocul de conducători onești și înțelepți și de jurnaliști care să nu o trădeze pentru câțiva arginți. Multe fraze cu patos au sunat zilele acestea de la ecran și aș vrea ca acestea să nu fie date uitării chiar de mâine, dar să se materializeze în modestie și maturitate televizuală, în gândire la rece și responsabilitate pe care trebuie să și le asume o televiziune publică. Stimați angajați, dați-mi vă rog, în 30 de secunde, sunt om de televiziune și nu plec una cu două de pe platou. Stimați angajați ai televiziunii, fiindcă suntem în ajunul Sfintelor Sărbători de Paști, vă doresc multă lumină în suflet, în gândire și, desigur, seninătate la ecran, credință și credibilitate, dragi colegi. Vă mulțumim foarte mult. Vă rugăm să luați loc, să vizionați spectacolul în continuare. Iar și ragul oaspeților de onoare veniți astăzi să fie împreună cu dumneavoastră, stimați telespectatori, continuă. Eu am onoarea să o invit alături de noi pe doamna Nicola Harrington-Buhey, coordonator rezident al Organizației Națiunilor Unite în Republica Moldova. Bună seara, bine ați venit. Good evening. Bună seara, mulțumesc. Bună seara. Câteva cuvinte de felicitare către spectatori. Bună seara, stimate domnule director și echipă a Moldova 1. Stimate domnule președinte de Teleradio Moldova, distinși oaspeți. Națiunile Unite felicită Republica Moldova cu 55 de ani de televiziune publică. Aniversarea vostra coincide cu ziua mondiale de libertate de prensa, de prese, celebrata anual la data de 3 mai. Secretarul General ONU afirma che libertatea de exprimare
este unul din drepturile noastre cele mai importante. Ea susține toate celelalte libertăți, oferă o bază pentru demnitatea oamenă. Mas media libre, pluralistă și independentă este esențială pentru exercitarea acestui drept. ONU are un parteneriat foarte frumos, fructuos și de lungă durat cu Moldova 1. Împreună am promovat dezvoltarea și valorile sociale. În luna decembrie, Moldova 1 difuzea Gala ONU pentru drepturile omului. Aceasta celebrează realizarele femeilor și bărbaților care promovează drepturile mai multor oameni. Crăciunul trecut, campania comună Iama Acasă a motivat mult familii și în considerare adoptare copilor și a ajutat 2 copii să-și găsească o familie. Suntem mândri că am contribuit împreună cu partenerii noștri la modernizarea de departamentelor de știri ale Radio Moldova și TV Moldova 1, susținând rețeaua de reporte regional. Invităm pe toți să celebrăm principiul fundamental al libertății prese și încurajăm instituțiile media să fie independente, vibrante și profesioniste. Urez echipa Moldova 1 mult succes în realizarea rolului său important pentru societate. Felicitări! Mulțumim foarte mult! Vă mulțumim din suflet! Mă gândeam că doamna Buchei nu este un telespectator fidel pentru că nu ne înțelege limba, dar acum ne-am convins că și cei care sunt în calitate de oaspeți în Republica Moldova sunt telespectatorii noștri fideli. Și acum dăm voie să spun că așa cum scena este altarul artiștilor, exact așa și studioul de televiziune este casa pe care o iubesc jurnaliștii sau mai exact prezentatorii și moderatorii. Acest cuplu era și este și va rămâne mereu preferatul meu. Uite, dacă ziceam că Moldova 1 a creat vedete și a format personalități, pe ei putem da drept exemplu. Alături de noi sunt Corina Fusu și Sergiu Corcebaș. Bună seara și bine ați revenit acasă! Bună seara, tineri colegi! Bună seara, dragi colegi! Bun găsit, dragi telespectatori! Credeți că Moldova 1 a contribuit la ceea ce sunteți astăzi? Evident și în mod crucial pentru mine personal, pentru că ceea ce sunt eu astăzi datorez părinților mei și televiziunii. Da. Vreau să numesc 3 personalități care m-au marcat și m-au format. Este Elena Strâmbeanu, de dragul căreia am bătut la porțile televiziunii. Este Valeriu Frumusachi, care mi-a deschis porțile televiziunii. Și este Ștefan Culea, alături de care am prezentat an de rândul programul atât de popular pe atunci, Telematinal. Da, cu siguranță că Moldova 1 a contribuit mult la formarea mea ca personalitate și bine ai zis că bine ați venit acasă, pentru că aici chiar ne simțim ca acasă, pentru că cei mai frumoși ani din viață i-am petrecut aici la televiziune. Aici am avut poate cele mai frumoase realizări, aici m-am format ca personalitate, ca crainic, aici, cum zicea din aur Veronica Mihai, m-am făcut vedetă. Slavă Domnului că nu am avut și boala vedetismului, am muncit ca un salahor și am slujit cu credință acestei instituții care se numește Moldova 1. Sperăm să vă regăsiți în rol de moderator în această seară. Vă lăsăm pe o jumătate de oră aproximativ. O să ne simțim foarte bine pentru că o să revenim la cei mai frumoși ani din viața noastră. Da, o să ne străduim cel puțin. Succese și bine ați revenit acasă, cum am spus și ceva mai devreme. Noi mergem să culegem flori. Dar toate astea nu înainte să revedem și imaginile. Imagini cu care noi am crescut și imagini pe care astăzi le iubesc la nebunie. Haideți și noi suntem curioși să le vedem. Thank you.
dumneavoastră. Dumneavoastră aveți marea șansă de a asista astăzi la cea mare finală de la Costinești. Dacă vrei să auzi lucruri frumoase despre tine, învață a spune lucruri frumoase. Când vei învăța lucrul acesta, caută să săvârșești fapte frumoase. Pe parcursul anilor am avut parte de dascări, de îndrumători foarte buni și grație domniilor lor, astăzi avem și noi discipolii noștri. Bună dimineața, dragi prieteni, în această ultimă dimineață a lunii decembrie a anului 1994. Bună dimineața și la revedere! Mă bucur că anume nouă ne-a revenit misiunea de a prezenta niște titani adevărați ai estradei autohtone. Oameni cu literă mare care putem spune că au lansat un adevărat brand în Republica Moldova. Putem afirma cu certitudine că anume de la ei începe istoria adevărată a muzicii ușoare în țara noastră. Iar renumitul brand nu este altul decât noroc. Nu de puține ori, în cadrul programelor telematinal, dar și altor emisiuni, am avut onoarea și plăcerea să stăm de vorbă cu o personalitate de excepție din viața culturală, muzicală a Republicii Moldova. Și această personalitate nu este nimeni altul decât Mihai Dolgan. Astăzi îi păstrează vie memoria Lidia Botezatu, Radu Dolgan, maestrul Liviu Știrbu, pe care îi invităm aici alături de noi, și încă alți doi soliști din tânăra generație. Mai tineri. Bună seara și bine v-am regăsit, vă mulțumim Bună seara. Sunteți bine alături de noi. Doamna Lidia, pentru dumneavoastră prima întrebare. Mai țineți minte prima înregistrare, prima imprimare aici în studioul televiziunii? Cum să nu? Sunt de 46 de ani împreună cu Moldova 1, prima mea televiziune, și prima filmare a fost într-un program, era Intervizion. Exista așa ceva, da, exact. Pe care îl vedeau în toată Uniunea Sovietică, în fosta Uniunea Sovietică și în Europa. Și desigur că ne recunoșteau îndată. În toată țara, în toată țara, țara, da, de, da, atunci, da, bineînțeles. Datorită Moldova 1. Exact. Eu aș zice că aș vrea să vă spun că Moldova 1 este Academia tuturor televiziunilor. Să ne trăiți! Exact. Așa precum formația Noroc a fost una revoluționistă, pentru că ați refăcut spiritul estradei moldovenești și ați adus un spirit al românismului, fapt pentru care ați avut de pătimit, dacă vă aduceți aminte din aceste momente. Da, deci poate puțin mai târziu revenim și la acest moment. Deocamdată, haideți să vedem niște imagini de arhivă care ne readuc în memorie începutul activității dumneavoastră, dar și activitatea de mai târziu. La revedere, la revedere.
Ei, aceasta a fost Cora Spicato. Stimați telespectatori, alături de Lidia Botezatu și Radu Dolgan, care mențin spiritul viu al formației Noroc, este și maestrul Liviu Știrbu, care s-a alăturat formației, și am vrea să știm cum vă este norocul, cum vă simțiți în această minunată formație care a pornit, a lansat estrada moldovenească. Mi-a portat norocul la fel ca și televiziunea noastră. Avem cea mai frumoasă televiziune, de aici am pornit, de aici am pășit și cu noroc împreună și în continuare mi-a portat noroc. Da, ziceam că ați avut așa mici neplăceri pentru faptul că ați fost mai reformator decât alții, ați făcut vreo câțiva pași înainte altora. Ce vi s-a întâmplat, așa, pe scurt? Ei, așa a fost, dar așa au fost timpurile. Să lăsăm uitării toate. Da, dar vi s-a schimbat și denumirea, pentru că mai târziu Sergio are un moment cu că ați fost altminteri numiți într-o perioadă, Plăiuș și Ghitară, da. Nu, ne-au dizolvat și ne-am reîntors. Da, da, da. Ca să clarificăm, să nu o ducem în eroare. Acel Păiut Ghitară. Ok. Vă mulțumesc tare mult și ne bucurăm că vi s-au alăturat și generația tânără. Și în anul Serge Cuzențov și domnișoara Yarovei, da? Da, Margareta. Tinerii mai au timp să se manifeste în această minunată formație. Acum noi să ne reamintim totuși de norocul de altă dată, de anul 1971, când formația Noroc lansează nemuritoarea melodie De ce plâng ghitarele. De fapt, toate melodiile lansate de Noroc au devenit șlagăre cu anii. Țin minte că eram student în 1971, când toată lumea predona aceste melodii. De ce plâng chitarele, cântă un artist, și era o nebunie întreagă. Dar a fost o perioadă și mai tristă în activitatea lor, a fost un timp când norocul a trebuit să schimbe chiar și denumirea, și da, și a devenit peste noapte Păiuș și Ghitară, și trebuia să activeze undeva pe la Kiev, Lvov sau nu știu unde, prin Ucraina, dar slavă Domnului, aceasta a fost o perioadă scurtă, da, atunci, Sergiu, și s-a revenit și la astăzi, normal. Aceeași echipă aproximativ, dar spiritul este același, se întreabă de ce plâng ghitarele. Vă întrebați atunci, vă întrebați și astăzi. De ce plâng ghitarele? Ce-a fost nu s-a pierdut.
cântarele norocului cântă la fel de inspirat și toamna și iarna. Chitarele norocului cântă la fel de inspirat și toamna, și iarna, și vara, dar parcă primăvara totuși sunt mai deosebite. Tot într-o zi de primăvară s-a născut și televiziunea națională, într-o zi de primăvară s-a născut și această melodie, primăvara, melodie care a fost creată, concepută, la un pahar de vorbă dintre Mihai Dolgan și sfătosul Andrei Strâmbeanu. Cu Andrei Strâmbeanu vom discuta puțin mai târziu. Deocamdată, primăvara intră în studioul nostru cu formația Noroc. Formații Noroc și mult noroc tuturora televiziunii naționale, să fie împreună întotdeauna cu oamenii talentați. Și să aibă noroc. Acum avem lângă noi doi oaspeți deosebit de importanți, două personalități. Este vorba de scriitorul Andrei Strâmbeanu și maestrul Ștefan Petrache. Ștefan Petrache. Da, mă gândeam cum să... Este maestru în muzică, este una dintre cele mai frumoase voci de la noi.
Mersi mult. Pe Andrei Strâmbeanu o să-l întreb cum a fost televiziunea ieri, pentru că sunteți un om cu spirit de observație foarte acut și întotdeauna aveți ce spune despre toate și întotdeauna aveți propria opinie. Aș vrea să vă întreb cum a fost televiziunea ieri pentru dumneavoastră și cum o vedeți astăzi? Vreau să lucrează microfonul. A dumneavoastră lucrează, iată, i-a prins becușorul. Da. Vreau să spun părerea mea despre televiziunea națională. Iată aici alături se află domnul director general al televiziunii naționale, domnul Marin. Și aș vrea ca domnul Marin să nu se teamă de comuniști, că o să vină la putere și o schimbe din nou denumirea televiziunii. Numai numele acesta înseamnă cea mai mare distincție, televiziunea națională și nu numărul 1 și numărul 1 și televiziune publică, care este un pleonasm. Nici o televiziune nu poate fi nepublică. Dacă e televiziune, e publică. Se are în vedere că e din bani publici. Asta. Asta se are în vedere din bani publici. Și controlul este public. Da, nu există din bani publici. Și în serviciul public. Am înțeles. Lucrează. Nu există. El va aparține cuiva care are bani mulți și statul ar trebui să aibă grijă de televiziunea noastră. Ca să nu iei altcineva. Ca să nu iei nimeni. Exact. Nu că altcineva, dar nimeni să nu iei. Da, să rămână a cetățenilor. Da. Atâta mai este al nostru acum. Televiziunea, uitați-vă, noi nu avem niciun ziar unde scriitorilor, al scriitorilor. Ziarele ne-au fost confiscate și nu ai unde publica, pentru că un ziar ține de un partid, alt ziar de altul și tu dacă ai o părere, nu poți scrie nicăieri. Măcar televiziunea să rămână națională. Națională și nu numărul 1, numărul 2, ci națională. Asta e televiziune națională a noastră. Și de aceea toată lumea o și numește națională. Eu știu că sunt la noi anumiți oameni care suntem de cuvântul național. Nu. Noi avem o televiziune națională. Acum, referitor la părerea dumneavoastră, da. Ce m-ați întrebat la întrebare? Cum era cu 10 de ani în urmă? Iată, toată lumea are emoții în seara asta, spune, mă emoționez și mai departe. Eu n-am nicio emoție și am să vă spun de ce. Eu n-am fost admis la televiziunea moldovenească atâta timp cât a fost puterea sovietică. Elena Strâmbeanu, soția mea, era numai la televizor, iar eu nu eram admis. De ce? Pentru o emisiune la o școală tehnică a fost, nu știu ce am zis, că nu s-ar putea să vorbim în moldovenește. Și am fost denunțat și pentru asta n-am fost admis la televiziunea națională. Așa că eu n-am nicio amintire în acest sens. Am alte amintiri la televiziune, dar ca nu... Ca telespectator, dar nu, ca spectator vreau să spun următorul lucru. Televiziunea în genere a schimbat omenirea. Omenirea este până la televiziune, apariția televiziunii și după. Cu atât mai mult ne-a schimbat pe noi. Noi care moldoveni, nu prea ne selim vorba lui Cantemir spre carte, televiziunea la noi joacă un rol enorm. De ce este curtată în ajunul alegerilor ca o fată săracă? E curtată, amăgită și pe urmă uitată. Eu știu că tu te superi, că ești deputat. Nu, Doamne ferește. Da. Nu, eu sunt aici prezentatoare. Da. Eu te știu ca prezentatoare extraordinar de bună și eu așa te țin minte ca o minunată prezentatoare. Ce vreau să spun? Dar să faceți comparația asta, am vrut. Comparație? În comparație. Cum era atunci? Era timp sovietic, dar oricum era alt duc aici. Televiziunea noastră, vreau să vă spun, a fost o instituție, aș putea spune, care n-are nicio titlu de comparație, nu se găsește. Gândiți-vă, noi aveam teatru monolog la televiziune. Aveam teatru pentru copii Prichindel. Aveam... orchestră de jazz condusă de Pavel noi aveam orchestră folclorică, aveam orchestră simfonică, aveam cor. Televiziunea era o putere, era cu adevărat, și telefilm. O putere, telefilm. Da, exact. Dar putere. Astăzi, cum vă place astăzi? Mie îmi place televiziunea noastră, să vă spun de ce. Dacă celelalte, să nu supere, dar dacă supere pe mine nu mă privește asta, dacă celelalte televiziuni pândesc la poarta Parlamentului cine și cui i-a dat la moacă,
Televiziunea moldovenească nu se ocupă cu chestia asta. Este mai retrasă, mai rămasă în urmă. Vreau să vă spun că televiziunea noastră seamănă cu natura moldoveanului. Iată, cum suntem noi, așa e televiziunea noastră. Exact. Domnul Strâmbeanu, dumneavoastră aveți amintiri foarte frumoase, foarte multe. Deci, cu siguranță că veți mai fi invitat la Moldova, nu? Stați, numai o secundă. Am înțeles că lucrează cenzura. Nu, cenzura, timpul e extrem de limitat. Încă o secundă dați-mi. Vreau să vă spun un lucru. Televiziunea noastră ar trebui pe viitor să fie puțin mai cu nerv. Sigur. Și, dar în continuare să nu admită comediile care se întâmplă, care le fac parlamentarii noștri. Uitați-vă, a dispărut Gheorghe Urschi, dar în locul lui a apărut, în schimb, Mihai Ghimpu, care ne veselește. Azi ne-am înțeles că nu discutăm teme politice, da, nu, și Ștefan Petrache a venit aici. Chiar nu e cenzură, dar nu e frumos să vorbim și aici despre politică. Eu înțeleg că am atins partidul tău, dar ce vreau să spun? Televiziunea moldovenească trebuie să știe. Pentru dumneavoastră, televiziunea a însemnat, sunt sigur, foarte mult. Și cea de ieri, și cea de astăzi, și cu siguranță televiziunea viitorului. Totuși, câteva cuvinte despre cum v-ați simțit dumneavoastră aici, în această instituție? Au fost perioade foarte diferite, adică diametral, practic, opuse, dar eu am să încerc să vă recuperez un pic de timp de la domnul Strâmbeanu. Ce să vă zic? Aici, într-un fel, sunt neamurile mele, au rămas și eu. De fiecare dată când vin aici, parcă nu știu cum mă umplu de căldură. Dacă să spun ceva serios, aș zice următoarele. N-ar fi cazul ca televiziunea națională, da, bine a spus domnul Strâmbeanu, de acord, ne referim la națiunea moldovenească, nu la moldoveni, numai. La toți care locuiesc aici, toți cetățenii, bineînțeles. Deci, ce zic eu, nu trebuie să intrați în competiții, în ratinguri, în fel de fel de fleacuri de astea, pentru că nu vă face cinste. Și știți de ce? Ia vedeți, celelalte televiziuni, care, cum spunea domnul Trebalu, pândesc pe la colțuri, au atâta grijă de copii, cât emisiuni științifice, cât emisiuni didactice, care sunt absolut necesare și pe care nu le găsești la nici o televiziune. Deci, în afară de faptul că este nu numai a noastră, dar în primul rând este pentru noi, pentru toți noi, toți cetățenii. Și nu vă las la ratinguri, la fel de fel de fleacuri de astea. Trebuie să fiți mai presus, mult mai presus decât competiția cu o cămăruță de 14 metri, două camere și o măsuță. Aici se muncește, domnule, se creează. Acolo se lucrează. Vă mulțumim pentru apreciere și încurajare. Da, aveți perfect dreptate. Și să știți că la 55 de ani sunteți la vârstă adolescentină încă. Chiar așa. Mulți ani. Mai avem unde crește. Da. Vă mulțumim, dragi telespectatori. Spectacolul din această seară abia a început. Mai aveți răbdare pentru că vă așteaptă multe lucruri frumoase în orele care urmează, dar pentru că sunt niște rigori la televiziune, a venit ora știrilor și noi trebuie să le dăm cuvântul celor care le prezintă în această seară.